Un nou autoturism a fost incendiat intenționat în Olt. De această dată, victima piromanilor a căzut mașina unui localnic din Poboru. Proprietarul care își căuta mașina parcată în fața curții a aflat de la localnici că arde pe un teren viran din apropiere. Concetățenii care l-au informat pe proprietar sunt și cei care au sunat la 112 și au cerut ajutorul pompierilor. La fața locului s-au deplasat pompierii stației Scornicești cu un echipaj smurt și o auto specială de stingere cu apă și spumă. La sosirea echipajelor, autoturismul ardea generalizat. Incendiul a fost lichidat în scurt timp, dar pompierii nu au mai putut salva autoturismul, acesta fiind distrus în totalitate. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului, stabilită în urma cercetării la fața locului, a fost folosirea intenționată a sursei pentru a genera incendiul, cazul fiind preluat de organele de poliție. Polițiștii vor trebui acum să dea de urma piromanului și să afle ce l-a determinat pe acesta să incendieze mașina. Dacă va fi găsit vinovat de faptele pentru care se fac cercetări de către oamenii legii, acesta riscă să ajungă după gratii.